Pare greu de crezut, dar face 56 de ani, regele. E, pentru noi va rămâne veșnic tânăr. Noi am crescut cu el, am copilărit, nu, adică nu va trece vârsta asta peste el. Îi urăm la mulți ani și ne bucurăm în permanență de fiecare dată când apare, ne spune câte ceva și mereu avem ceva de învățat. E un workshop în permanență când stai în jurul lui. Bună asta cu workshop. Ai lucrat alături de el, da? Și ai făcut și niște filmulețe, știm, în care el a făcut niște destăinuiri interesante. Am lucrat, noi ne-am cunoscut prin intermediul turneului de tenis. A venit de câteva ori la turneul de tenis, venea mereu la meciurile importante, îi plăcea să stea să asiste acolo. Și am interacționat cu Cosmine, uite, cu Academia, cu proiectul, cu mare drag. N-aveam niciun gând să lucrez în fotbal. Când ți se ivește o ocazie din asta să poți să lucrezi cu Gică, e foarte greu, mai ales că noi am crescut cu el, știm ce înseamnă. Am fost în fața ambasadei Argentinei. Eu am venit de la Hunedoara, că eu sunt din Hunedoara, eram cu taică-mea în fața ambasadei Argentinei. După toate meciurile alea, nu poți să le uiți. Le ia nimeni. Și atunci când ai o situație de genul ăsta, și într-adevăr au fost 2 ani jumate, am stat la Academie chiar la început, niște ani foarte, foarte frumoși și am învățat multe de la Gică și mai ales spiritul lui e unic, felul în care abordează lucrurile, disciplina, nu sare niciodată etape și atunci îți dai seama de fapt de ce a realizat lucrurile pe care le-a realizat.